Un grup de investitori italieni sunt dispuși să valorifice deșeurile din țara noastră pentru a fi transformat în brichete de combustibil. Oamenii de afaceri propun să investească în infrastructura de colectare a deșeurilor, în construcția unei fabrici pentru selectarea, tratarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor. Despre aceasta a anunțat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perjum. Investitorii au precizat că vor acoperi în totalitate costurile proiectului, ce sunt estimate la aproape 130 milioane de euro. Potrivit lor, acest proiect va ajuta țara noastră în problema reciclării deșeurilor, iar principalul beneficiu rezide în faptul că nu are efecte nocive asupra mediului, procedura de prelucrare a deșeurilor fiind una inofensivă. Din cele prezentate, proiectul este unul interesant și inovativ, ce ar reduce cantitatea de deșeuri depozitate, iar cele ce nu pot fi reciclate ar putea fi transformate în energie termică, un beneficiu economic, a precizat ministrul Perjum.